pot să fiu părtaș la tot ceea ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple în România, în care, în decurs de 3 luni, un partid cu o tradiție de peste 146 de ani a fost total decredibilizat. Ludovic Orban ocupa funcția de președinte al Camerei Deputaților din decembrie anul trecut, fiind președinte al principalului partid aflat la guvernare. Înfrânt acum în lunga bătălie pentru șefia PNL, Orban spune că nu-și mai găsește locul în partid, pe care îl acuză că trădează interesele țării și pe cele ale cetățenilor care au crezut în liberali. Nu mai pot să exercit funcția atât timp cât gruparea demolatoare din jurul lui Câțu, cu sprijinul președintelui Iohannis, este pregătită să calce în picioare democrația în România. Vacantarea funcției de președinte al Camerei Deputaților va fi anunțată abia luni în ședința de plen. Toate partidele râvnesc acest post, care deocamdată va fi ocupat interimar prin rotație de cei 4 vicepreședinți. PNL speră să recâștige funcția a treia în ierarhia statului. Cred că orice liberal care pleacă într-o anumită poziție poate fi o pierdere pentru partid. Suntem în situația din 2016, când domnul Zgonea și-a înaintat demisia și practic a fost stabilit un președinte interimar al Camerei Deputaților de către grupul parlamentar care l-a propus la acea vreme. Pe Florin Roman, l-ați votat președinte interimar? Nu avem dorințe de acest tip de a conduce pe perioade limitate, dar în mod sigur vă pot spune că în momentul în care va fi votul plen pentru alegerea președintelui, PSD-ul va avea un candidat. Până la desemnarea unui președinte interimar sau cu drepturi depline, atribuțiile de conducere a Camerei Deputaților sunt asigurate de biroul permanent. Președintele Camerei este ales cu jumătate plus unu din voturile deputaților. Funcția este una cheie în activitatea parlamentară, Camera Deputaților fiind decizională pentru legi din mai multe domenii importante.